Pe lista propusă de liberal pentru scrutinul din 6 decembrie se regăsesc lideri vechi ai partidului, oameni care au performat în domeniul lor de activitate. Ministrul Virgil Popescu deschide lista candidaților pentru Camera Deputaților, în timp ce medicul Stella Firu este prima pe lista pentru senatori. Virgil Popescu, unul dintre cei mai influenți și activi miniștri ai guvernului Orban, deschide lista candidaților PNL Mehedinți pentru Camera Deputaților. Am fost deputatul vostru în ultimii 4 ani. Sunt și ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri. Mă aflu la un moment de bilanț când vin în fața voastră să vă cer un nou vot de încredere. Echipa candidaților liberali de la Mehedinți pentru Parlamentul României este cea mai bună. Vă invităm ca împreună să reușim să dezvoltăm județul Mehedinți. Liberalii mehedințeni propun pentru acest scrutin profesioniști, oameni care au performat în domeniul lor de activitate. Calitate de senator de Mehedinți, voi fi preocupată de promovarea acelor legi care să vină în sprijinul sistemului medical românesc, cel mai important domeniu pentru țara noastră în această perioadă grea. În calitatea mea de deputat al mehedințenilor, voi sprijini toate acele proiecte care vor asigura modernizarea și dezvoltarea sistemului de sănătate. În calitate de deputat de Mehedinți, îmi voi folosi experiența și formarea profesională pentru a îmbunătăți și simplifica reglementările ce privesc legile arhitecturii și urbanismului. Parlamentul României are nevoie de oameni cu experiență în administrația publică locală, are nevoie de oameni cu experiență care cunosc foarte bine realitatea din teren. Alegerile vor avea loc pe data de 6 decembrie. Candidații Partidului Național Liberal se regăsesc pe poziția a 4-a a buletinelor de vot, în dreptul săgeții, semnul electoral al formațiunii politice.